Stimați concetățeni, stimați reprezentanți mass media, astăzi sunt exact 4 ani din momentul când am depus jurământul în calitate de președinte al Republicii Moldova. Au fost 4 ani foarte dificili, pe care eu vreau să-i divizez convențional în 3 etape. Prima etapă, etapa 2016-2019 iunie, etapa guvernării oligarhice în Republica Moldova. A doua etapă, etapa când a fost coaliția între socialiști și cei de la PAS și DA. Și a treia etapă, din noiembrie anul trecut până astăzi, o etapă când a fost una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă a Republicii Moldova, poate cu excepția conflictului de pe Nistru, când noi am avut o conlucrare eficientă între președinte, speaker și prim-ministru. Eu nu o să vin cu un raport de activitate, pentru că au fost făcute mai multe rapoarte, inclusiv repartizate și la cetățenii Republicii Moldova. Dar consider că în această perioadă cea mai mare realizare a fost că am fost alături de cetățeni. Eu personal am fost în peste 600 de localități, am ajutat direct peste 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Că e vorba de familii cu mulți copii, că e vorba de pensionari veterani, că e vorba de copii care trebuia să fie ajutați din punct de vedere medical, că e vorba de tineri interpreți și multe, multe alte persoane care am reușit să le ajut pe parcursul acestor 4 ani de mandat. Eu cred că aprecierile adevărate urmează după ce voi pleca din funcția de președinte. Vreau să vă informez că nu regret nicio decizie pe care am luat-o pe parcursul acestor 4 ani. Orice decizie a fost asumată, legală și în interesul cetățenilor Republicii Moldova. La final de mandat vreau să punctez 3 lucruri. Primul. În primul rând vreau să aduc mulțumiri cetățenilor Republicii Moldova care mi-au oferit onoarea să fiu președintele acestui stat. Într-a doilea rând vreau să mulțumesc doamnei Greceană și domnului Chicu, președintelui Parlamentului și prim-ministrului, pentru o perioadă în premieră din ultimii 10 ani, după 2009 încoace a fost prima perioadă, când a fost o colaborare foarte bună între președinte, guvern și parlament. Nu au mai fost așa perioade de activitate în comun a instituțiilor statului. Vă aduceți aminte cum a fost anterior, lupta între instituții. Și cu regret, nicât eu înțeleg, noi intrăm într-o perioadă nouă de luptă între instituții, ceea ce va afecta grav situația din țară. Vreau de asemenea să mulțumesc colegilor din Partidul Socialiștilor, care au fost toată această perioadă, 4 ani, alături de mine și au susținut toate inițiativele președintelui. Noi suntem o echipă unică, profesionistă, care am făcut față mai multor provocări. Vreau să mulțumesc separat colaboratorilor din aparatul președintelui. Eu când am venit în 4 ani în urmă în președinție, le-am spus că nu mă interesează viziunile voastre politice. Nimeni nu a fost demis sau impus să intre într-un partid politic. Și colaboratorii din administrația președintelui știu acest lucru. I-am prețuit ca profesioniști și am apreciat pe fiecare. Este o echipă profesionistă pe care am moștenit-o la președinții până la mine. Ce va face următorul președinte? Vom vedea. Vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru colaborarea pe care am avut-o. Cu ambasadorii ne vedeam în format larg în fiecare o lună, două. Da, uneori aveam poziții diferite pe unele subiecte. Dar am avut o colaborare eficientă. Vreau să mulțumesc jurnaliștilor, dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, pentru colaborarea care am avut-o. Am fost deschis. Eu cred că din președinții din ultimii 10 ani, poate și mai mult, dumneavoastră ați avut cea mai multă informație despre activitatea președintelui zilnic. Fiecare întrevedere, fiecare discuție, fiecare vizită în teritoriu, eu am reflectat-o și dumneavoastră ați fost la curent. Vreau să mulțumesc jurnaliștilor pentru critică. Nu tot timpul am fost de acord cu ea. Dar critica te mobilizează. Și am primit-o așa cum este.
Voi cu agenda voastră, noi cu agenda noastră, dar cred că am avut o colaborare bună cu dumneavoastră, reprezentanții mass media. Și nu în ultimul timp vreau să mulțumesc familiei mele, soției, copiilor, mamei mele care m-au susținut în această etapă și care probabil au avut cel mai mult de suferit. Doar datorită lor am putut face față la toate provocările noroiului, criticilor aruncat în mine. Al doilea lucru care vreau să-l punctez. Transmit următorului președinte o instituție credibilă și puternică din toate punctele de vedere. Noi cu toții știți că până în 2016 instituția prezidențială era o instituție de formă în care moldovenii nu aveau încredere. Practic, deciziile se luau în altă parte, dar instituția prezidențială se formalizau. Se luau alianțele pentru integrare europeană și spune președintele, trebuie să faci așa sau așa. Pentru prima dată din 2009, instituția prezidențială a devenit adevărat puternică, funcțională, cu agenda sa separată în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Vă aduc aminte, pentru prima dată din 2009. Și pentru prima dată după mai mulți ani, instituția prezidențială este în topul preferințelor cetățenilor la încredere față de instituții. Așa ceva 4 ani în urmă nu a fost. Însă toate acestea se pot pierde foarte repede. Și poate reveni la ceea ce a fost până în anul 2016. Dacă următorul președinte nu va conștientiza responsabilitatea și rolul care îi revin. Președintele țării trebuie să fie mediator între forțele politice și să-și asume dialogul foarte dificil între diferite partide politice. Așa cum am făcut-o eu în 2019, când am numit-o pe Maia Sandu prim-ministru, iar pe Năstasă vicepremier și ministru în guvernul de anul trecut. Înțelegând riscurile politice, am mers la acest lucru în interesele cetățenilor, pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor de stat. De aceea, rolul de mediator e important. Președintele țării trebuie să fie om de stat, nu politician de rând. Interesele politice trebuie să le lese deoparte. Dacă se va ghida de interesele partidului care a fost înaintat, atunci nu se va ajunge departe. Președintele țării trebuie să fie aproape de oamenii simpli, cum a fost în 6 de localități, nu să șadă în instituția asta pe care a reparat-o și o transmite. Sau să șadă în Facebook. În fiecare săptămână, 2 zile în teritoriu. Pentru a fi alături de oameni, ca oamenii să înțeleagă. Președintele țării trebuie să fie echilibrat în relațiile cu partenerii străini. Nu trebuie să caute dușmani în Occident împotriva la alții și să se implice în războaie geopolitice. Nu trebuie să atragă țara noastră, moldovenii noștri, în lupta geopolitică între puterile mari, între Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite și așa mai departe. Nu luați partea, următorul președinte, nu luați partea nimănui. Interesele Republicii Moldova trebuie să stea în cap mes. Iar interesele noastre sunt că trebuie să fim în relații bune cu toți. Și președintele țării trebuie să fie un președinte al majorității cetățenilor. O să vă deschid un secret care îl cunoașteți. Nu poate fi președinte al tuturor cetățenilor. Președinte poate fi al majorității cetățenilor. Nu încercați să puneți diferite categorii cap în cap, etnii. Pentru că lucrul acesta va duce la o situație dificilă în societate. Desigur, viitorul președinte poate alege modelul de comportament al președinților de dreapta, cum a fost în timpul Alianțelor pentru Integrare Europeană. 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Ne aducem aminte. Dar în acest caz, eu sunt ferm convins că se va ajunge la un blocaj total în următoarele 5-6 luni. Și cei care fac proteste acum în fața Guvernului, Parlamentului, la Vama, în câteva luni vor face proteste în fața instituției prezidențiale.
Și al treilea lucru care vreau să-l anunț astăzi. Ce vom face mai departe? După cum cunoașteți, eu revin în Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Pe data de 30 decembrie va avea congresul, unde am fost înaintat pentru a fi ales în funcție de președinte al Partidului Socialiștilor. Vreau să vă spun că cu echipa Partidului Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune care este în Parlament, suntem disponibili pentru a purta discuții cu toți deputații din Parlament și cu noul președinte, pentru a găsi una din soluții. Numirea unui guvern de tranziție sau discutarea pașilor pentru declanșarea alegerilor parlamentare începate. Noi suntem disponibili de a discuta cu toți pentru a atinge aceste două obiective. Guvern de tranziție sau declanșarea alegerilor parlamentare începate. Guvernul de tranziție tot duce la alegeri începate. Dar trebuie să asigurăm funcționalitatea instituțiilor de stat. Perioada următoare va fi una foarte interesantă. Când se finalizează o partidă, imediat începe următoarea. Și stimați și unii nestimați oponenți politici, totul abia începe. Eu vă promit că totul abia începe. Promit de asemenea că cel mai important lucru pentru mine în continuare va fi să confirm încrederea celor 700.000 de cetățeni care m-au votat la alegerile prezidențiale. Eu sunt obligat să-i reprezint și să lupt pentru interesele lor. Și mă voi asigura ca noua guvernare și noul președinte să ia direcții, să ia decizii și să lucreze pentru toți cetățenii și pentru țară. Eu am văzut că au fost multe critici în adresa mea a guvernului Chicu, din partea celor care preiau responsabilitatea totală pentru țară începând cu ziua de mâine. Nu poi mâine, mâine. Responsabilitatea este pe voi. Am văzut critici. Am văzut foarte multe promisiuni electorale în campania electorală care s-a finalizat nu de mult. Noi vom urmări cum le îndepliniți. Și o să vrem să înțelegem, a fost demagogie electorală sau sunteți oameni responsabili? Noi o să vă ajutăm să fiți responsabili. Știm cum. Aceste obiective, după cum am menționat, le voi asigura împreună cu colegii din Partidul Socialiștilor. Vreau să vă promit că voi da dovadă de maturitate politică în continuare și toate deciziile pe care le voi aproba vor fi în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Noi să ne vedem în curând în altă parte, în alt format, în alte circumstanțe, unde vom discuta despre ce se va întâmpla imediat după anul nou. Stimați concetățeni, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, celor care sărbătoresc Crăciunul pe 25, eu sărbătoresc pe 7 ianuarie, așa ca majoritatea cetățenilor. Dar avem cetățenii Republicii Moldova care sărbătoresc pe data de 25 decembrie. Inclusiv unii oponenți politici. Aveți ce discuta, oponenții politici, de Crăciun? Mâine inaugurare, apoi mâine zi liberă. Aveți la ce vă gândi, dar mult timp de gândit nu aveți. Oamenii așteaptă rezultate. Noi am demonstrat că am gestionat. Demonstrați voi ce puteți. O zi bună, succese, sănătate și cu Doamne ajută. Mulțumim!